Descoperire macabră în județul Buzău. Un bărbat care făcea baie în balta formată sub podul de la Vadu Pașii a descoperit cadavrul unui om care plutea pe luciul apei. Omul a sunat de urgență la 112. Pompierii sosiți la intervenție au tras cadavrul la mal, fără a fi nevoie să folosească barca din dotare. Bărbatul a fost predat medicilor de pe ambulanță, care au constatat decesul. Am acționat cu mijloacele din dotare, prima a fost scoasă fără probleme și predată la ambulanța SAS. Acesta avea între 30 și 35 de ani și purta doar pantaloni scurți. După starea cadavrului, medicii estimează că se afla în apă de mai bine de 24 de ore. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru a afla cum a murit tânărul.